Lev Tolstoi, Jurnal. Jurnal, 1847-1895. 1851. 10 august 1851. Starogladkovskaya. Ce noapte minunată a fost alaltăieri. Stăteam la fereastra căsuței mele din Starogladkovskaya și, exceptând pipăitul, savuram natura cu toate simțurile. Luna nu răsărise încă, dar spre sud-est, norii nopții începuseră să prindă roșeață și un vânt ușor aducea miresme proaspete. Proscuțele și greierii se contopeau în sunetul nedefinit, monoton, al nopții. Bolta cerului era clară și semănată cu stele. Îmi place să privesc noaptea cerul înstelat. Poți cerceta, dincolo de stelele mari și clare, pe cele mici, care se contopesc în pete albe. Le privești, le admiri și dintr-o dată totul se ascunde iar și ai impresia că stelele s-au apropiat. Îmi place această iluzie optică. Nu știu cum visează alții. Din câte am auzit și citit, se pare că în cu totul altfel decât mine. Se spune că atunci când contempli frumusețea naturii, îți vin gânduri despre măreția lui Dumnezeu, despre nimicnicia omului. Îndrăgostiții văd în unde chipul iubitei. Alții spun că munții păreau să spună cu tare și cu tare lucru, iar frunzele cu tare și cu tare, iar copacii chemau într-acolo sau dincolo. Cum poate să-ți vină o astfel de idee? Trebuie să te forțezi ca să-ți bagi în cap o tâmpenie ca asta. Cu cât trăiesc mai mult, cu atât încep tot mai mult să mă împac cu diferitele exagerări. Affectation, în viață, în vorbire, etc. Cu această exagerare însă, în ciuda eforturilor pe care le fac, nu mă pot obișnui. Când sunt prins de ceea ce se cheamă visare, niciodată nu-mi descoper în cap vreo idee cu tâlc. Dimpotrivă, toate ideile care mi se îmbolzesc în închipuire sunt totdeauna dintre cele mai banale, din acelea la care atenția nu se poate opri. Și atunci când dai peste o idee care atrage după sine un șir de alte idei, atunci această stare plăcută de lene intelectuală, care de fapt pentru mine înseamnă visare, dispare, iar eu încep să gândesc. Nu știu pe ce cale au năvălit în imaginația mea hoinară amintirile despre nopțile țigănești, cântecele Catiei, ochii, zâmbetul, sânii, cuvintele ei tandre sunt încă proaspete în amintirea mea. De ce să le descriu? Doar vreau să povestesc o istorie despre cu totul altceva. Remarc la mine prostul obicei al digresiunilor. Remarc anume că acest obicei și nu abundența ideilor, cum mi se părea înainte, mă împiedică adesea la scris și mă obligă să mă ridic de la birou și să mă gândesc la cu totul altceva decât am scris. Dăunător obicei. Digresiunile sunt greoaie chiar și în cazul unui scriitor iubit de mine, ca Sterne, în ciuda uriașului său talent de povestitor și de interlocutor inteligent. Cine a avut de-a face cu țiganii nu poate să nu aibă obiceiul de a fredona cântece țigănești și, indiferent dacă o face bine sau prost, acest lucru îi provoacă întotdeauna plăcere. Asta pentru că îi trezește amintiri foarte vii. O trăsătură caracteristică provoacă în noi o sumedenie de amintiri legate anume de această trăsătură. În cântecul țigănesc, trăsătura caracteristică e greu de definit. Ea constă în pronunțarea cuvintelor într-un anumit fel de a modula vocea, fiorituri și de a pune accentele. Am cântat la fereastră cântecul Spune-mi de ce, care nu e dintre cele preferate de mine, dar pe care mi l-a cântat Katia, stând pe genunchii mei în acea seară, când mi-a spus că mă iubește și că se arată amabilă față de alții numai pentru că acest lucru e cerut de cor, dar că nu permite nimănui în afară de mine anumite libertăți, ce ar trebui de fapt ascunse sub vălul decenței. În acea seară am crezut din suflet plecăreala ei țigănească, abilă, am fost bine dispus și nu m-a necăjit niciun musafir. Din cauza aceasta, mi-e dragă și seara și cântecul acela.
Cântam cu mare însuflețire, timiditatea nu-mi reținea glasul și nu-mi încurca trecerile și mă ascultam cu plăcere. Înfumurarea mi s-a strecurat în suflet ca de obicei și mi-am spus: mie îmi place foarte mult să ascult, dar și mai plăcut trebuie să le fie celorlalți să mă asculte. Ajunsesem chiar să invidiez pe ceilalți pentru această plăcere de care eu eram privat. Când deodată, trăgându-mi răsuflarea și fiind atent la sunetele nopții, pentru a putea cânta cu și mai multă însuflețire cupletul următor, am auzit un foșnet sub ferestruică. Cine e? Eu îs, mi-a răspuns un glas pe care nu l-am recunoscut, în ciuda certitudinii lui că răspunsul ar fi cu totul satisfăcător. Care eu? Am întrebat enervat de faptul că un oarecare profan îmi deranjează visarea și cântecul. Mergeam spre casă, dar m-am oprit să ascult. A, Marca! Exact, mă rog, luminăția ta cântă, pare mi se cântece calmăcești? De unde ei cântece calmăcești? Păi, continuă el, ne luând în seama necazul și supărarea mea, ți-am auzit glasul care aduce cu cântatul lor. Da, erau calmăcești, ce o fi trebuit lui Marca șchiopul să-mi strice mie plăcerea cu vorbăria lui prostească. Acum totul s-a dus. Nu mai pot continua nici visarea, nici cântarea. Mi-a venit ideea că, de fapt, eu cânt foarte prost și că râsul pe care l-auzisem din curtea vecină a fost provocat de cântecul meu. M-am trezit deodată cu o impresie neplăcută. Nici de studiat nu mai eram în stare, nici de dormit nu aveam chef, iar Marca fusese, după cât se pare, bine intenționat și devenise cu totul fără voia lui unealta dezamăgirii mele. Mi-am exprimat mirarea că nu doarme încă, iar el mi-a explicat în cuvinte întortocheate și confuze că are insomnie. Între noi se legă o discuție. Aflând că nu-mi e somn, și-a cerut îngăduința de a intra la mine, lucru cu care am fost de acord, și Marca a venit cu cârjele lui să se așeze în fața patului meu. Personalitatea lui Marca, pe care de fapt îl cheamă Luca, e atât de interesantă, atât de tipic căzăcească, încât merită să te ocupi de ea. Gazda mea, cazacul pișicher și poznaș, Iapișca, un bătrân din timpurile lui Ermolov, i-a spus Marca pe baza faptului că, așa cum zice el, există trei apostoli, Luca, Marca și Nikita. Mucenicul și ce mi-e unul, ce mi-e altul. De aceea pe Lucașca l-a poreclit Marca și Marca i-a rămas numele în întreaga staniță. Marca e un om de vreo 25 de ani, mic de stat și schilod, are un picior nefiresc de scurt în comparație cu trunchiul, iar pe celălalt nefiresc de mic și de strâmb în comparație cu primul. În ciuda acestui fapt, sau poate mai degrabă tocmai din cauza lui, pentru a nu-și pierde echilibrul, umblă destul de repede, cu sau chiar fără cârje, sprijinindu-se cu un picior pe aproape jumătate din talpă, iar cu celălalt pe vârful degetelor. Când stă jos, ai zice că e un bărbat de statură mișlocie bine făcut. E interesant că picioarele îi ajung totdeauna la podea, indiferent de înălțimea scaunului pe care șade. Această particularitate a lui, în modul de a se așeza, m-a uimit totdeauna. Întâi am atribuit-o capacității de a-și întinde picioarele. Studiindu-l mai îndeaproape, am descoperit însă cauza în elasticitatea neobișnuită a șirei spinării și în capacitatea părții inferioare a corpului de a lua toate formele posibile. Privindu-l din față, mi se părea că nici nu șade pe scaun, ci se rează-mă doar și se apleacă pentru a-și trece mâna peste spătarul scaunului. Asta e poza lui favorită. Ocolindu-l însă pe la spate, am descoperit spre mirarea mea că îndeplinește întru totul condițiile poziției unuia care șade. Are o față urâtă, un cap mic, tuns după moda căzăcească, o frunte destul de abruptă, inteligentă, de sub care privesc doi ochi cenușii, ștrengărești, nu lipsiți de flacără, un nas cu vârf încovoiat, în jos, buze groase, ieșite în relief și o bărbie pe care crește o barbă roșcată de țap. Expresia generală a feței, veselie, mulțumire de sine, inteligență și timiditate.
Sub aspect moral, nu pot să-l descriu, dar îl voi reda în măsura în care s-a exprimat în discuția ce urmează. Avusesem și mai înainte legături cu el și discuții. Chiar în acea zi venise la mine tocmai când îmi strângeam lucrurile pentru drumul de a doua zi. Iapișca, de care el se teme, considerând pe drept că Iapișca îl va invidia pentru tot ceea ce-i voi dărui lui Marca, era la mine. Pe Marca mi l-am ales profesor de limbă cumăcă. Am la luminăția ta, dacă pot să spun așa, îi plăcea să folosească această propoziție incidentă, o oareșcare rugăminte. Despre ce e vorba? Mai pe urmă, permiteți-mi să spun, sau poate, adăugă el uitându-se de rândul acesta zâmbind la Iapișca, dacă aș avea un creionaș și o hârtie, aș putea înscris. I-am arătat pe masă cele ce-i trebuiau pentru scris, a luat o hârtie și-a adunat picioarele și cârjele într-o grămadă nedefinită, s-a așezat pe podea și-a plecat capul într-o parte și-a tot înmuiat creionul în gură, a zâmbit și a început cu mare greu să măzgălească ceva pe genunchi. După 5 minute am primit următorul mesaj, scris evident strâm și scâlciat, pe care mi l-a înmânat în timp ce îi se adresa lui Iapișca. Vezi, nene, că ești de față, dar nu știi ce e scris aici. Vezi colo, grămăticule, răspunse acesta bagiocoritor, îndrăznesc să te rog, luminăția ta, de-ți va fi pe voi, adică în privința samovarului de călătorie și sunt gata să te slujesc și de aici înainte, dacă e vechi și nu-ți mai e spre folosință. Zâmbetul cu care i-am spus bine ial l-a considerat cu siguranță o încurajare pentru talentul lui literar, pentru că a răspuns cu același zâmbet hâtru și mulțumit pe care îl adresase lui Iapișca mai înainte. Cam asta a fost. Noaptea însă, convorbirea s-a legat între noi în felul următor. Nu binevoiți încă să vă odihniți? Nu, nu mi-e somn, dar tu pe unde ai fost? La fel, trebuie să recunosc și să spun, n-am avut somn, m-am plimbat prin staniță. M-am dus pe la unul, pe la altul și iată, mergeam acasă. Trebuie să remarc că aveam, chemându-l la mine și începând discuția, un scop nemărturisit. Mă gândeam dacă n-ar putea oare deveni el un Mercur al meu și dacă s-ar preta la această treabă pe care, deși știam că-i place, nu puteam să-i o spun direct pe nume. Eu am această trăsătură că nu mă pot hotărâ a spune pe nume acelor lucruri pe care nu le fac dintr-o pornire, ci deliberat, și că nu mă apuc de ele direct. Vorbirea lui are, în schimb, particularitatea de a fi de două feluri, una obișnuită pe care o folosește în cazurile care nu prezintă nimic deosebit sau deosebit de plăcut. În aceste împrejurări are o ținută simplă și decentă. Dacă discuția atinge însă ceva ce iese din făgașul obișnuințelor lui, atunci începe să vorbească nu atât în cuvinte cât în perioduri încălcite și ininteligibile. În aceste cazuri, i se schimbă cu totul chiar și înfățișarea. Ochii capătă o strălucire neobișnuită, gura îi se strâmbă de un zâmbet moale, tot corpul îi se pune în mișcare și parcă nu-i în apele lui. Felul de a vorbi și povestea lui Marca sunt foarte amuzante, în special intervenția lui pentru K.L., care a fost foarte legat de el și care, atingând scopul urmărit, nu s-a putut folosi de serviciile lui Marca din cauza sănătății sale șubrede.